Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de H1Z1 King of the Kill. Am vrut să mă joc PlayerUnknown Battlegrounds, doar că e foarte bui și mi-am face foarte mult lag, pentru că e foarte prost optimizat. Oricum primește update-uri și o să filmăm și eu la vă promit, doar că am avut o problemă episodul trecut și acum să sperăm că o să mai avem, pentru că jucăm H1Z1, un joc mult mai bine optimizat, dar după părerea mea sunt asemănătoare. Sunt foarte asemănătoare, dar după părerea mea e mai bun PlayerUnknown Battlegrounds, parcă, un pic, pe alocuri. Dar și ăsta e foarte șmecher. Și oricum în ăsta n-am lag, ceea ce contează mult pentru mine. Adică dacă, uitați-vă, vedeți cum se mișcă? Altă viață. Plus, ar merge totuși să-i dau un pic la grafice să mă joc un pic cu ele. Deci, n-aș vrea pe Ultra, aș vrea pe... Hai, deja avem de-alea pe jos și pe Ultra nu știu ce avem. Niște brightness, no, destul, field of view, un pic mai mult, că îmi place așa cu field of view, render quality, așa, render, render distance, ia, no, mai puțin, 1000, cred că ne ajunge, ambient, așa, și V5, e destul de important, ce zisești? Nu s-au salvat astea oare? Ia să-ți așa, ba da, bun. Ok, hai să vedem acum cum o să ne descurcăm. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și mai aveți episodul în continuare, chiar așa plăcea foarte mult. În 30 de secunde de începe meciul. Sunt tare curios, este primul meci pe care joc până acum, n-am jucat decât la training. Să vedem cum se descurcă ăsta. Avem și noi, nu putem să schimbăm în first person. Uite, asta e nașpa, am schimbat, m-am mișto jocul. Are multe feature-uri șmechere Battlegrounds-ul. Dar ăsta e mult mai bine optimizat, ceea ce contează mult, adică vedeți voi cum e. Avem și de ăsta dacă vrem. Ne uităm pe binoclu. Așa. Bă, totul și cam departe pe field of view ăsta. Dăm pe opțion. Da. Îi dăm după. Tot aud ceva așa, nu știu. Ca și muzica când te alargă vecinul din Hello Neighbor, dar nu e chiar că după joc niciun Hello Neighbor, dar. Dar parcă se aude. Ia, se mai aude? Da, se mai aude fără nicio problemă. Hai să vedem. Revealing the safe zone. Da, e cu safe zone și aici și toate chestiile astea. Hai să ne ducem repede în jos. Se pare că acolo avem un oraș mare. Da, în oraș trebuie să mă duc cu siguranță, chiar dacă vom fi mulți. A, nu-i bine în oraș, asta e problema. Ok, hai să încercăm așa. Încercăm așa ca să ne ducem încolo. Hai să vedem, hai să vedem cum picăm. Am picat foarte bine, hai să vedem. Am picat destul de prost, dacă mă duc acum în oraș. Oh, doamne, nu știu ce să fac. Ok, mă duc acolo, văd acolo un loc, mă duc acolo, este singura mea opțiune. Dacă mă duc acum în oraș, am pățit-o. Pentru că foarte mulți au ajuns, vedeți și voi deja, kill, 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 kill. Deci mai suntem 146 și foarte mulți mor, asta e, deci suntem 150 de playeri. Am reușit totuși, nu știam foarte bine cum se setează toate lucrurile. Dar acum nu mai am probleme cu jocul și le putem juca fără nicio problemă. Să sperăm că vă place, să sperăm că o să fie un episod interesant, să sperăm că o să rezistăm cât mai mult timp. De când se mai aude muzica aia din Hello Neighbor? Nu-mi dau seama. Ok. Hai să vedem, tipul ăla are... Da, de Twitch, șmecher. Bun, hai să vedem noi acum cum ne descurcăm. Și pe aici găsim chestii șmechere dacă ne concentrăm puțin. Se pare că am găsit un military backpack. Tare. Poate ceva aici? Boots. Nu mă interesează. Fix boots. Really? Pot să conduc? Nu pot. Super. Asta aveam nevoie. Take this shirt. Ceva pe aici? Înăuntru asta? Este efectiv nimic care nu pot să intri în ea. Super. Bă, se pare că putem să mergem încolo. Proceed to the safe area on the map. Hai să vedem care este safe area. Iar unde sunt? Eu asta n-am înțeles niciodată în jocul ăsta. Eu care sunt pe hartă? A? Ia mai eu care sunt, că nu mă prind. Să-mi bat piciorul dacă știu care sunt. Vă jur că n-am nici amic habar pe harta care sunt eu. Deci mă uit la chestia asta. Voi știți cum acum să văd care sunt eu pe hartă? Că eu știu că ce safe zone-ul. Dar eu unde sunt ca să mă duc în safe zone? Mamă, mamă, mamă. Chestia asta e nașpa. Nu știu ce vom face. Ok, trebuie să ne grăbim să... Să găsim repede ceva, neapărat. Ceva iteme.
Băi, deci eu sunt în orașul ăsta, cred că aici sunt, mă? Nu știu ce să zic, să mă picior. Tot felul de locuri, de lucruri, de... Hai să vedem. Ok, deci am... Oh my god, e bine, avem o armă. Bun, parcă field of view ăsta e prea mult, ia stați. Field of view puțin mai apropiat. Altă viață. Ok, hai să vedem. Deci aici e ceva mortăciune. Hai să ne punem asta în căpălie. Că ne dă... Încarcă repede, încarcă repede. Îl aud pe ăla. Ok. Ok, se pare că mai găsit niște gloanțe. Care e diferența între shotgun-ul ăsta și shotgun-ul meu? A? E vreo diferență? Nu e nicio diferență. Pot să-i dau drop. Super, super, i-am dat drop. Nu mă interesează. Ok, pistol, pistol. Bun. Încă un backpack. Care e diferența între ăsta? Ăsta ne dă slotul, scrie 150, cred că. Cred că ăsta ne oferă 150 de sloturi, iar backpack-ul meu ne oferă 500. Drop. Ok. Arc. Safe zone-ul, dar unde sunt, bă? Pot să pun mark? No, nu știu cum. Astea nu ne trebuie. AK. Ia AK-ul, tati. Ia AK-ul că trage bine rău. Hai să vedem repede cum facem. Îi dăm echip. Mă rog, ok, așa. Bun, deci AK-ul e super bun. Dor, ok. Se pare că am găsit și o mașetă. Wow, ce de lucruri, ce de lucruri sunt aici. Am găsit și o de-asta. O grenadă, în caz de orice. Mamă, și un M4. I don't know ce să zic. Că nu știu ce să mai iau, asta e chestia. Mi-e frică că... Mi-e frică de ceva, fiți atenți. De faptul că... Nu știu cum să ajung în zona aia în care ar trebui să ajung. Pentru că nu știu care sunt eu. Deci zona asta este uriașă, iar eu nu știu unde sunt, frate. Deci jur că nu știu unde sunt. La 3 avem ăsta dacă vreau. Mamă, și trag, n-am treabă. Super, super tare, hai să vedem. Deci aici e clar că... Uite-l pe ăla. Nu l-am nimerit, nu-l nimerește, așa e clar. Mamă, m-a omorât? Really? Mi-a dat defrotted. Mamă, ce mi-a făcut? Ok, o să trească să mă uit pe harta să văd cum sunt eu și cum fac chestia aia, cu siguranță pentru următorul episod. Bă, n-am apucat să fac cine știe ce, că sunt slab, v-am zis, dar învăț eu, dar de ce pana mea? Nu știu care, cum e cu harta aia, asta nu mă prind. Oricum, vă mulțumesc mult de bani ați acordat, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!